N-am eu preferință. Hai mai întâi să vedem dacă sunt întrebări din sală legate de metodologie, legate de vreau tot. Vreau să scap. Vreau să scap, e fuge repede. Întrebări îmi plac. Vreau să face, da? Îndrăzniți dacă aveți întrebări. Uite, avem o întrebare. Să nu crezi cum să scap ușor. Mulțumesc. Prima întrebare, dacă dați rezultatele cercetării și celor care sunt clasați în top și cum au primit, am înțeles că au fost și ediții anterioare, cum au primit aceste ranking-uri cei clasați? Rezultatele acestei cercetări sunt revista Biz, care e pe aici. Care va fi lansată acum. Colegii mei o să înceapă să aducă revista și o să o găsiți la ieșire și aici, la mese și la recepție. Deci astăzi am ținut toată revista pentru a fi lansată astăzi, să nu știe nimeni nimic. Cum au primit rezultatele în edițiile anterioare, cred că cel mai potrivit e să răspundă Dragoș, că el a fost. În mod normal, au fost firme dezamăgite, dar vă jur că este un top construit pe niște note total obiective, cu un Excel, nu m-am uitat să văd cine iese, am dat note, nici măcar nu știam ce și cum. Dragoș, nici atât. Au fost contestații? Au fost contestații, Dragoș? N-aș putea să spun că au fost contestații, au fost unele voci curioase mai degrabă în privința metodologiei și a locului pe care l-au ocupat dincolo de cele 20 de companii. Adică alții care nu erau în top, să da, înțeleg. Exact. Doar că au găsit metodologia în paginile reviste, așa cum va fi cazul și astăzi, imediat după ce se termină, după ce se încheie această sesiune. Atât metodologia, cât și clasamentul și explicații vis-a-vis de evoluția fiecarei companii în parte se regăsesc în paginile reviste. Ce știu eu din afară, că voi sunteți implicați în proces, avem foarte multe comentarii, foarte multe, foarte multe de la angajați care spun e mai bine la mine, dar nu e mai bine la mine, dar vouă nu vă de cafea, dar vouă... Deci sunt atât de multe comentarii. Acest top a avut pe revista Biz.ro numărul cel mai mare de comentarii ever. Din tot ce scrie noi în această revistă de 15 ani. Așa că este mult interes. Alte întrebări? O luăm la rând cu doamnele mai întâi. O întrebare. Mă mir cum nu e Bitdefender în top. Nu e. E mai jos puțin. A ieșit mai jos. Așa cum am spus, noi am preselectat 70 de firme și Bitdefender a fost pe lista respectivă. A ieșit în top, dar nu în top 20. Chiar pentru că firmele după... Deci a fost un chestionar pentru firme, pe baza cărora am făcut o ordine preliminară și primele, cred că 30 sau 35 de firme au fost selectate pentru chestionarul pentru angajați, că era o muncă imensă să trimitem la angajați. Și Bitdefender a fost acolo. Da? Cum să fie asta? Da, poate da. E un indicator. Da, e un top dinamic. Contează foarte mult și ce au recrutat în anul care s-a încheiat și ce planuri au și câți angajați au și cum se simt angajații. Sunt multe subcriterii la cele patru criterii. Da. Și o întrebare, mă rog, mai mult pe partea de recruitment. Vi s-a întâmplat ca, nu știu, o persoană care a activat foarte mult într-un domeniu să schimbe brusc spre IT, tocmai datorită acestor aspecte foarte atrăgătoare? Acum există o migrare către domeniul IT, dar la nivelul entry. Pentru că sunt mulți care vor să învețe să programeze sau... Și sunteți deschiși și la asta, în vedere necesarul de oameni. Eu da, dar eu sunt un intermediar pe piața forței de muncă. Senior Tech, firma de recrutare. Angajatorii aici prezenți pot să spună dacă sunt deschiși sau nu. Și cred că sunt. Acum două săptămâni am fost la Politehnică, la o întâlnire dintre ANIS și Facultatea de Automatică și Calculatoare și majoritatea absolvenților și studenților de acolo sunt angajați înainte să termine facultatea. Deci e nevoie de... Știu, dar mă gândeam că cei care au activat, să zicem, în marketing sau în comunicare, au skills-uri pe care cei din IT nu le-au dezvoltat. Și, mă rog, poate că un mix e de astfel de... E greu de învățat IT-ul totuși, să vrei să scrii. E greu? Și... Da. Okay.
Eu trebuie să fiu foarte atent cum pun întrebarea asta, fiindcă vreau să fiu clar de la început, nu reprezint punctul de vedere al companiei la care lucrez, sunt doar unii unde individ. Lucrezi? E top 20. Dar nu ești de acord, nu? Nu, sunt foarte de acord și foarte mândru. Nu mândru că sunt român, nu apărăm pe lista aia. Aș fi foarte interesat dacă puteam să găsim pe undeva și detaliile pentru cele patru criterii pentru firmele astea, fiindcă recunosc că am oarecare frustrare vis-a-vis de, deschid ghilimele, ajutorul social, închid ghilimele date de guvern în anul trecut către anumite firme de IT și aș fi curios să aflu cam în ce fel acest bonus, sau ce-o fi fost el, că nu vreau să zic neapărat pomană electorală pentru elitele noastre intelectuale, în ce fel a fost folosit asta de firmele respective și în ce fel acele firme intenționează să nu strice piața de muncă, practic. Atât, mersi. Și aș vrea să păstrez asta ca o întrebare deschisă și pentru colega noastră de preasă de la Endava. Eu zic că piața forței de muncă în IT e o piață, cu cote de piață, cu... E la fel de rău ca în vânzări, ca în marketing, în care trebuie să te lupți pentru cota ta de piață, ca angajator. Și fiecare pentru el, oarecum. Dar eu nu sunt angajator. Ce au făcut firmele cu ajutorul dat de stat? E aproape evident că majoritatea l-au folosit pentru, poate pentru creșterea salariilor, pentru că costurile lor erau o virgulă pe undeva. Costurile lor salariale așa nu cresc. Dar știu și firme care, deși au beneficiază de acest ajutor, nu au crescut salariile și nici nu și-au propus să angajeze mai mult decât aveau nevoie. Alte întrebări? Mulțumim pentru întrebări, mulțumim, Andreea. Ai văzut că nu e greu. Și eu mă mulțumesc că ați fost.